Persoanele vulnerabile vor fi protejate de Partidul Social Democrat. Parlamentarii PSD vor vota împotriva ordonanței de urgență a guvernului, care permite furnizorilor de utilități să debranșeze consumatorii aflați în imposibilitatea de a-și achita facturile restante. România trece prin cel mai mare val de scumpiri din ultimii ani. Situația s-a agravat exponențial în contextul liberalizării sălbatice a pieței de energie, care a condus la creșteri explozive ale tarifelor la energia electrică și gaze naturale. Partidul Social Democrat va vota împotriva ordonanței de branșării. Normal că ar trebui să fie aprobată așa o lege. De exemplu, în Franța, din septembrie, 15 septembrie și până în, cum îi zice, în martie, n-ai voie să-l debranșezi pe om, dacă oricât bani ar avea de dat. Nici la apă, nici la gaz. Foarte bine, foarte bine. E binevenită chestia respectivă. Că și așa pensiile sunt mici, salariile sunt mici. Doi oameni, dacă are un salariu minim pe economie și mai are și doi copii, cu ce plătești? Socialdemocrații susțin că cei mai mulți dintre consumatorii care ar putea fi debranșați sunt pensionari angajați cu salarii mici sau familiile cu copii care deja se află în zona sărăciei severe. E o părere bună, deci nu trebuie debranșat pentru că sunt persoane care nu au posibilitatea să plătească și acum prețurile au luat razna și vă dați seama că mulți dintre locatarii Severinului nu au posibilitatea să plătească întreținerile. Potrivit proiectului, în categoria consumatorilor vulnerabili din motive de venit se încadrează familiile cu venit mediu net lunar pe membru de familie de cel mult 810 lei de persoană și cele singure cu venit mediu lunar de cel mult 1445 lei.